Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucea în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucea, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanță de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucea în ședință publică ordinară în data de 17 februarie 2020, orele 13 la sediul Primăriei Comunei Bucea. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a estimărului pentru anii 2021-2023, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2020 și a estimărului pentru anii 2021-2023 pentru școala gimnazială Comuna Bucem, ordonanță terțiar de credite, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2019, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidarizare Bacău, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul numărul 1078/1087 din 16.04.2018, inițiator primarul comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind exprimarea dezacordului cu privire la stabilirea limitei de votat între Comuna Bucem și Comuna Ștefan cel Mare, inițiator consilier local al comunei. 7 diverse. Domnul președinte, luați-vă în serios activitatea. Ordinii de zi, constat că prezența este statutară, deci putem începe lucrările ședinței. Pentru bună desfășurare a lucrărilor ședinței, să pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De asemenea, să pun la vot conținutul procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc! Domnul primar, vă rog să ne prezentați referatul de motivare la proiectul de hotărâre din ordinea de zi, la punctul numărul 1. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 a fost structurat în două părți distincte, partea de venituri și partea de cheltuieli. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât din venituri proprii, cât și din sume repartizate Comunei Bucem prin adresa numărul 77 din 10.01.2020 și numărul 83 din 15.01.2020, transmise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 2354 din 13.02.2020, transmisă de Consiliul Județean Bacău, și decizia numărul 142 din 11.02.2020, transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Bacău. În cele ce urmează voi face referire separat la fiecare din aceste părți, după cum urmează. Raport venituri bugetul local 2020. Secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni totalizează 3.702.000 lei și va fi format din venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în 2020 la suma de 719.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 210.000 lei. Sume alocate de construcția județean Bacău 415.000 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 410.000 lei. Sume defalcate din TVA alocate de AJFP Bacău pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 491.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri de la Consiliul Județean Bacău 259.000 lei.
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2.048.000 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 1.000.000 lei, care va trece la secțiunea de dezvoltare. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică 150.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 2.000.000 lei proveniți din următoarele surse. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1.000.000 lei, sume alocate de la PNDL 1.000.000 lei. În ceea ce privește veniturile proprii ale Comunei Bucim pentru anul 2020, pot să vă menționez faptul că s-a făcut o estimare a încasărilor, iar în urma acestei estimări s-a ajuns la suma totală de 719.000 lei. Această sumă urmează a fi colectată de la bugetul local din impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxe judiciare și extrajudiciare de timbru, alte impozite și taxe, impozitul pe mijloace de transport, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări servicii, apă, amenzi, penalități și confiscări, precum și taxa specială de salubritate și PSI. Aceasta a fost situația veniturilor la bugetul local al Comunei Bucim. Urmează secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 1.835.000 lei, din care 1.465.000 lei pentru cheltuielile de personal, reprezentând salariile demnitarilor funcționarilor din aparatul de specialitate și indemnizațiile consilierilor locali pentru anul 2020, precum și faucerele de vacanță și indemnizațiile de hrană pentru aparatul de specialitate aferente anul 2020. 355.000 lei pentru bunuri și servicii, reprezentând prețele de servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, material de curățenie, cheltuieli cu energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre poștale, recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autoturism și microbus școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonuri, hârtie, serox și descris, materialele necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 15.000 lei pentru cotizația ADIF, ADIS și GAL. Capitolul 5402. 15.000 lei, sumă ce reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii pentru alegerile locale. Capitolul 5602. 170.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție tip rezidențial la persoanele cu handicap pentru anul 2020. Capitolul 6102. 7.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecția civilă PSI. Capitolul 6502. 200.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 153.000 lei pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2 litera B și E din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică și internă a elevilor, cheltuieli cu materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. Sumă repartizată de ISJ Bacău prin decizia numărul 142 din 11.02.2020 și 47.000 lei pentru decontarea transportului cadrelor didactice pe baza de prețuri privind costul abonamentului sau biletului de către operatorii de transport sau cu autoturisme personale. Sumă susținută din veniturile proprii ale bugetului local. Capitolul 6702. 32.000 lei bunuri și servicii, din care 10,50 lei pentru bunuri și servicii, 21,50 lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802. 478.000 lei, din care 420.000 lei pentru plată indemnizației persoanei cu handicap, 58.000 lei pentru ajutor încălzirii locuinței cu lemne, legea 416 pentru perioada noiembrie 2020-martie 2021, sumă repartizată de ASFB Bacău prin adresa numărul 77 din 10.01.2020. Capitolul 7002. 415.000 lei bunuri și servicii, din care 115.000 lei pentru plată apă rece consumată de consumatorii din satul Răcăuți, sumă ce provine din casele de la consumatorii din satul Răcăuți. 150.000 lei pentru iluminatul public și reparațiile curente la rețeaua de iluminat. 150.000 lei, sumă ce urmează a fi trimită la OCPI Bacău pentru cadastru general. Capitolul 7402. 270.000 lei bunuri și servicii, din care 260.000 lei pentru plată salubritate, sumă ce provine parțial din încasarea taxei de salubritate de la cetățenii comunei, restul fiind susținut din alte venituri ale bugetului local. 10.000 lei pentru achitarea obligațiilor pentru anul 2019 la fondul de mediu, sumă susținută din venituri proprii ale bugetului local pe anul 2019.
Capitolul 8402. 260.000 lei bunuri și servicii pentru dezăpezire și presări servicii, drumuri, achiziționare, combustibil pentru bulto, excavator și servicii de întreținere pentru acesta. Trecem la secțiunea de dezvoltare. Capitolul 6702. 400.000 lei pentru obiectivul de investiții dotare cămin cu troar în sat Buciu, în comuna Buciu. Capitolul 7602. 600.000 lei pentru obiectivul extindere rețea alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDL 2. Capitolul 7402. 600.000 lei pentru obiectivul extindere rețea canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDL 2. Capitolul 7402. 350.000 lei pentru obiectivul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Buciu, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDR pentru alimentarea cu energie electrică a stației de epurare și stație de pompare și alte cheltuieli neeligibile prin PNDR. Capitolul 7002. 50.000 lei pentru actualizare PUC, comuna Buciu. Domnul consilier, cam ăsta este bugetul pe anul 2020. L-am repartizat după investițiile care le avem, după cheltuielile care le avem, așa m-am gândit, iar dumneavoastră, dacă sunteți de acord, îl votați. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar, pentru prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre. Stimați colegi, având în vedere importanța proiectului de hotărâre, consider că am luat act în data de 14 la întâlnirea pe comisii și v-aș ruga, respectiv doamna președinta Comisiei de Specialitate, Liga Elena, să-și pună punctul de vedere a membrilor comisiei. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre a fost studiat de Comisia de Buget Finanțe privind bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Toți membrii au fost de acord, deși vast proiectul l-am studiat. Toți membrii au fost de acord, repet. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintă! Deci nu sunt completări, nu sunt... Pentru dezbaterea proiectului de hotărâre, înscrieri la cuvânt. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Altcineva? Dăm cuvântul domnului consilier Matias Florin. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest proiect de hotărâre, este un proiect de hotărâre foarte important. Așa, după cum ne prezenta domnul primar drămăluirea bugetului, consider că a fost drămăluit în mod corect și s-a ținut cont de toate problemele pe care le avem la această comună. Consider că drămăluirea este corectă și sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Altcineva? Dacă mai sunt înscriri la cuvânt? Dacă nu sunt înscriți la cuvânt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre aprobat în majoritate. În prima dată, vă rog să ne prezentați referatul de motivare al proiectului de hotărâre numărul 2 din ordinea de zi. Raport de motivare privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2020 pentru școala gimnazială, comuna Bucium, ordonator terțiar de credite și a estimărilor pentru anii 2021-2023. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la constituirea bugetului separat pentru școala Bucium, în mod asemănător ca și în anul 2019, bineînțeles, după aprobarea bugetului local al comunei. Procedura este asemănătoare cu cea de anul precedent și anume aceea că sumele necesare pentru plata salariului cadrul didactic și personalul lor auxiliar de la școli vor fi plătite de către inspectoratul școlar Bacău prin bugetul local al comunei Bucium, urmând a fi transferate doar sumele pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, incluzând aici și transportul cadrelor didactice. Astfel, pentru anul 2020, prin decizia numărul 142 din 11.02.2020,
s-a repartizat Comunei Bucium în vederea aprobării bugetului școli din localitate o sumă de 200.000 lei, întreaga sumă fiind destinată bunurilor și serviciilor. Așadar, bugetul transferat pentru școala gimnazială în anul 2020 totalizează 200.000 lei. De asemenea, așa cum ați putut observa și în coloanele 4, 5 și 6, am prevăzut și sumele estimate pentru anii 2019-2021, sume care cresc progresiv pe parcursul anilor. Pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă consecvată. Domnul președinte, ultima pentru prezentare, referatului de motivare, stimați colegi, de asemenea, rog pe doamna președinta Comisiei de Specialitate să-și expun punctul de vedere cu următoarele. Comisia a studiat acest proiect privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și a estimărilor pentru anul anii 2021 și 2023 pentru școala gimnazială. Toți membrii au fost de acord. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președintă. De asemenea, aș ruga o pe doamna reprezentantă al școlii gimnaziale să-și spună punctul de vedere, dacă este mulțumit. Sigur, având în vedere că s-au banii care s-au făcut de la Inspectoratul Școala Bacău, considerăm că sunt bineveniți acești bani pentru desfășurarea activității și pentru a investirilor în bunuri și servicii referitoare la școala noastră. Stimați colegi, pentru dezbaterea proiectului de hotărâre, vă vreau să vă scrieți la cuvânt. Cine nu scrie la cuvânt? Nu s-a scris la cuvânt? Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Domnule primar, vreau să ne prezentați raportul de motivare la proiectul de hotărâre la punctul numărul 3 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2019. Doamne și domnule consilier, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2019 al Comunei Bucium. Se constată că la partea de venituri s-a totalizat suma de 5.736.660 lei, iar la partea de cheltuieli un total de 7.807.856 lei, rezultând un deficit de 2.071.196.55 lei. Așa se prezintă situația bugetară pentru anul 2019, drept pentru care propun să analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Doamna președintă al Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați punctul de vedere. Proiectul de hotărâre a fost studiat de Comisia Buget Finanțe. Toți membrii au fost de acord. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, pentru dezbaterea proiectului de hotărâre, vă rog să mă scrieți la cuvânt. Dacă sunt obiecțiuni, nu sunt completări. Vă mulțumesc. Așa că nu sunt obiecțiuni la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre aprobat în realitate. Domnule primar, vreau să ne prezentați referatul de întrebare a proiectului de hotărâre la punctul numărul 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Valorizare Bacău. Doamne și domnilor consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Valorizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun al serviciilor de valorizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării și modernizării și dezvoltării după caz a sistemului de utilități publice aferente serviciului de bază, strategii de dezvoltare a acestuia. Conform hotărârii din 5.12.2019, Adunările Generale Asociației din cadrul ADIS Bacău s-a stabilit cuantumul cotizației anuale la patrimoniul asociației aferent anului 2020, după cum urmează. Pentru județul Bacău,
1.000.000 lei. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 100.000 și 200.000 locuitori, municipiul Batou 600.000 lei. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 25.000 și 50.000 de locuitori, orașul Onești 80.000 lei. Pentru municipii și orașe cu populație cuprinsă între 18.500 și 25.000 locuitori, Moineștiul și Comuneștiul 40.000 lei. Pentru orașe cu populație cuprinsă între 15.000 și 18.500 locuitori, Bucușul 35.000 lei. Pentru municipii și orașe cu populație cuprinsă între 10.000 și 15.000 locuitori, Târgu Ocna și Dărmăneștiul 35.000 lei. Pentru orașe cu populație cuprinsă între 3.000 și 10.000 locuitori, Slănic Moldova, 10.000 lei. Pentru comune cu populație sub 3.000 locuitori, 3.000 lei. Pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 lei. Pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei. Pentru comune cu populație peste 10.000 locuitori, 7.000 lei. Mai fac precizat că Batei Bucim se încadrează în categoria comunelor cu populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, fiind obligată la plata unei cotizații în cuantum de 5.000 lei, la fel ca în anul precedent. Având în vedere că lucrurile menționate și rolul pe care îl are Comuna Bucim în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitare a programelor de reabilitare, existente și modernizarea sistemului de utilități publice existente, a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006, privind serviciile comunitare și de utilități publice, cu modificări și completări ulterioare și de articolul 16 alineatul 3, litera A, din statutul asociației, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidarizare Bacău. Domnule președinte, mulțumesc, domnul primar. De asemenea, aloc la doamna președinta Comisiei de Specialitate pentru a-și prezenta proiectul de vederea în urma întâlnirii a membrilor de comisie. Comisia de Buget Finanțe a studiat acest proiect privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul HADIS. Toți membrii au fost de acord. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, dacă sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Domnule primar, vă rog să prezentați motivarea la proiectul de hotărâre la punctul numărul 5. În ordinea de zi. Referat din motivarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului TCE-100, ESA și aprobarea actului acțional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018. Doamne și domnule consiliere, motivat de solicitarea prin adresa oficială a hotărârii Consiliului Local cu Bucim cu privire la aprobarea modificării tarifelor pentru SCE-100 ESA și aprobarea actului acțional numărul 2 la contractul de delegare, am înțeles prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării dumneavoastră. În concret, în proiectul de hotărâre propus, se modifică tarifele pentru către SCE-100 datorită faptului că tarifele inițiale impuse de ECO-SUD în luna octombrie nu au fost aprobate, deoarece erau foarte mari. În urma verificării și a negocierilor de către ADIS, s-a ajuns la o variantă finală care este tocmai ceea ce prezintă prin proiectul de hotărâre. Mai exact este vorba despre 150,03 lei pe tonă, tarif care include și contribuția la economia circulară, care este de 80 de lei pe tonă, conform ordonanței de guvern numărul 74/2018. Întrucât Comuna Bucim este membra ADIS, iar pentru încheierea actului acțional la contractul de delegare gestiune către SCE-100 este nevoie de hotărâre Consiliului din partea tuturor membrilor, supun spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Doamna președinta Comisiei de Specialitate, vă așa încă la așa cum o prezentați punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Comisia a studiat acest proiect privind modificarea tarifelor operatorului SCE-100. Toți membrii au fost de acord. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna președinte. Stimați colegi, dacă sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot.
Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? Mulțumesc. Împotrivă? Abținere? Asemenea, proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Trecând la punctul numărul 5, aș face rugămintea la doamna președinte a Comisiei de Specialitate, respectiv doamna Moldoveanu Gașcu Rodicar, pentru a-mi prezenta raportul de motivare a proiectului de hotărâre. Mulțumesc, doamne. Centrala de motivare și aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea dezacordului Consiliului Local Bucium cu privire la stabilirea limitei de votare între Comuna Bucium și Comuna Ștefan cel Mare. Doamnelor și domnilor consilieri locali, domnule primar, consilierii locali, din cadrul Consiliului Local al Comunei Bucium, județul Bacău, Moldoveanu Gașcu Rodica, Denciu Ioan, Grigă Ileana, Cipotara Ioan, Țipsacă Stelian, Mihanac Ioan și Brăniș Gheorghe, luând act de informare primarului Comunei Bucium anterior ședințe din data de 30 ianuarie 2020 și vizând procesul verbal de mediere din 27.321 din 19.12.2019, încheiat la sediul Prefecturii Județului Bacău cu privire la stabilirea limitei de hotare între Oate Bucium și Oate Ștefan cel Mare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care dorim să ne exprimăm dezacordul față de decizia membrilor din partea Comunei Bucium de a stabili hotarul cu Comuna Ștefan cel Mare prin cedarea unor suprafețe de teren care în momentul de față aparțin Comunei Bucium. Proiectul de hotărâre are ca temei legal prevederile articolului 121 aliniatul 1 și articolul 129 aliniatul 14, articolul 136 aliniatul 1 și articolul 196 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ și nu urmărește o subordonare a primarului față de Consiliul Local, ci doar un raport de colaborare. Însă, dat fiind faptul că limita de hotar este între cele două comune, este un subiect sensibil care nu s-a putut rezolva pe calea amiabilă și dat fiind importanța deosebită pe care o are pentru Comuna Bucium, considerăm că Consiliul trebuie să exprime punctul de vedere în mod oficial cu privire la această problemă. Se dorește de asemenea ca domnul primar și membrii desemnați în Comisia de Delimitare să ia act de voință Consiliului Local un act administrativ și să depună diligențele necesare în vederea păstrării actualei limite între cele două comune. Din punctul nostru de vedere, membrii Comisiei de Delimitare din partea Comunei Bucium au luat o decizie privită, mai ales datorită faptului că a fost prima ședință în cadrul procedurii de mediere și considerăm că ar fi fost normal ca propunerile, indiferent de forma acestora, să fie mai întâi analizate și abia apoi aprobată una din acestea. Pe de altă parte, considerăm că membrii Comisiei de Delimitare trebuiau să țină seama de impactul pe care îl vor produce asupra cetățenilor proprietari de terenul din Comuna Bucium, semnăturile acestora sunt proprietarii de delimitare celor două comune. Un alt argument este acela că, încă din anul 2005, de la înființarea Comunei Bucium, au existat neînțelegeri cu privire la limita de hotar, iar la baza acestor neînțelegeri a stat revendicarea de către Comuna Ștefan cel Mare a unor suprafețe destul de vaste, în care cetățenii de terenuri din Comuna Bucium sunt proprietari, aceste suprafețe fiind dovedite cu acte ce au aparținut Comunei Bucium mai întâi angajate și nu Comunei Ștefan cel Mare. Pe de altă parte, considerăm că nu s-a avut în vedere suprafața ce aparținea satului Butinaș în harta veche, în sensul că acest sat avea o suprafață mică de teren, iar din anul 2005 s-a atribuit la delimitare chiar și provizorie o suprafață mai mare de teren. Pentru aceste motivații, considerăm că a justificat aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. În conținutul acestuia au fost prevăzute un număr de 5 articole pe care le vom reda după cum urmează. Articolul 1, exprimarea dezacordului Consiliului Local Bucium cu privire la stabilirea limitei de hotare între Comuna Bucium și Comuna Ștefan cel Mare, așa cum este menționat în procesul verbal de mediere, numărul 7 din 521, din 19.12.2019, încheiat la sediul Prefecturii Județului Bacău și în anexa la acesta. Articolul 2. Consiliul Local Bucium își va exprima acordul cu privire la delimitarea hotarilor în forma prevăzută în documentul de mediere, condiționat de prezentarea unor probe, dovezi, ca suprafață propusă a fi cedată de Comuna Bucium către Comuna Ștefan cel Mare,
că suprafața propusă a fi cedată de comunalul Ciun către comunaște Pacioloane va aparține satului Butinaș. Articolul 3. Primarul Comunei Bugiun și ceilalți membri din partea Comunei Bugiun, Comisia de Delimitare, vor depune diligențele necesare pentru a se reveni la soluția convenită în ședința de mediere asupra liniei de hotar și menținerea actualei delimitări, fie pe calea amiabilă, fie litigioasă. Articolul 4. Primarul Comunei Bugiun va prezenta Consiliului Local Bugiun informări cu privire la soluționarea acestei probleme de interes local. Articolul 5. Hotărârea ce se va adopta va fi comunicată la Secretarul General al Comunei, către Primarul Comunei, instituția Prefectului Județul Bacău și membrilor de la Comuna Bugiun în Comisia de Delimitare și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina oficială a primăriei. Reiterăm ideea că, în virtutea principiului colaborării, Consiliul Local poate să solicite primarului să depună diligențele necesare pentru a reprezenta interesele cetățenilor cât mai bine cu putință. La rândul său, membrii din Comisia de Delimitare răspund acestui deziderat printr-o colaborare în sensul solicitat de noi. Față de cele mai prezentate mai sus, rugăm analiză, dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre propus de noi, cu privire la exprimarea de acordului Consiliului Local cu Bugiun referitor la stabilirea limitei de hotar între Comuna Bugiun și Comuna Cantemare. Mulțumesc, doamna președintă, și încă o dată vreau, în calitate de consilier, viceprimar și președinte de ședință, să mă felicit pentru propunerea proiectului de hotărâre pentru a fi dezbătut în data de astăzi. Asta înseamnă că toți care sunt în parte din acest Consiliu Local ne dăm interesul pentru bunăstarea comunii, pentru păstrarea bunurilor și tot ce înseamnă și aparținut comunii bune. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit încă o dată pentru asta. Acum aș ruga pe domnul primar să ne prezinte informarea cu privire la soluționarea problemelor de interes local. Aceste probleme de interes local. Domnul consilier, știți că ne-am judecat cu ani în urmă, s-a stabilit un hotar, prin hotărârea de consiliu care ați dat-o, s-a făcut PUG-ul, Planul Urbanism al Comunei Bugiun, avem 2900 de hectare, aprobate, suntem prinși în baza de date la oficiul de cadastru și pe țară, dar Ștefan cel Mare, reprezentantul Comunei Ștefan cel Mare, dintotdeauna n-a fost mulțumit cu ce i-am lăsat. Nu a prezentat niciodată nicio hartă. Și totuși m-a dat în judecată, a dat instituția prefectului în judecată, nu Comuna Bugiun, ultim, și judecătorul a hotărât ca instituția prefectului să facă o mediere pentru stabilirea limitelor de hotare. Ne-am prezentat la Bacău, comisia propusă prin ordinul prefectului și nu mi-am dat seama că propunerea făcută de Ștefan cel Mare se duce la vreo 100 și vreo 20 și ceva de hectare. Am crezut pe loc atunci că ar fi vorba de vreo 40 de hectare și să încheiem litigiul între noi. Noi avem o hartă, nu știu dacă sigur o să ajungem în instanță. Am o hartă de la Arhivele Statului în care, înainte de a trece statul Butinaș la Comuna Bugiun, în 37, avea 490 de hectare de teren. Intravilan și extravilan. Numai un judecător, o instanță, poate să hotărască dacă acea suprafață va aparține statului Butinaș. Noi, la ultima mediere, când am făcut-o de a face planul urbanist general,
i-am lăsat satului Cutinaș 800 de hectare. Asta înseamnă cu 300 de hectare mai mult decât a avut în 37. Și totuși, nu e mulțumit. Mai vroia 450 de hectare de ultima dată, iar acum cerea 650 de hectare. De aia am căzut în capcana și am zis așa, măi, poate are vreun act decât să pierd 650 de hectare, mai degrabă pierd 40, că în felul meu, după gândirea mea atunci pe loc, am crezut că sunt vreo 40-50 de hectare în spatele grajdelor, la Cutinaș. Acum, ce să vă mai zic? Încercăm, prin hotărârea care ați dat-o, o să ajungem, sigur o să ajungem în instanță și instanța va hotărâ. Eu îmi dau toată silința ca să cer comunei Ștefan cel Mare un act cu suprafața satului Cutinaș. Eu l-am pe ăla din 37. Poate nu e bun al meu, cu 490 de hectare. Să aducă el altul în care să aibă 900 și ceva de hectare. Nu are de unde să aducă așa ceva și acum numai instanța o să hotărască. Vă mulțumesc pentru... Vă mulțumesc și noi, domnul primar, pentru prezentarea informării. Stimați colegi, așa cum ați vă prezentat și domnul primar, am văzut că deci s-a pus la dispoziție documente care atestă că, într-adevăr, proprietatea este în mare parte a concetățenilor noștri, respectiv ai comunii Buciu. Avem convingerea că domnul primar se luptă așa cum s-a luptat întotdeauna pentru această comună, iar din punctul nostru de vedere trebuie să susținem în continuare și să ne susținem punctul de vedere. Dacă sunt în scrie la cuvânt pentru dezbaterea proiectului de hotărâre, aș menționa câteva cuvinte la expandie. Mulțumesc, domnul consilier. Deci, proiectul de hotărâre supus analizii are ca temeiuri legale dispoziții ale codului admis, precum articolul 129, în care Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu unele excepții care sunt date prin lege. Deci, noi, la inițiativa noastră care a fost propusă, noi ne exprimăm dezacordul cu privire la limitele de hotar dintre Comuna Buciu și Comuna Ștefan cel Mare, asta care s-a menționat. Și asta este interesul Comunei noastră pentru a delimita. Și suntem cu totul de acord și susținem proiectul ăsta care sprijinim, suntem alături domnul primar ca să soluționăm problema. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai sunt înscris la cuvânt. Dacă nu mai sunt înscris la cuvânt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Stimați colegi, următorul punct din ordinea de zi, diverse, aș vrea să vă înscrieți la cuvânt cu probleme de asemenea de interes local din zonele de vă sunt atribuite. Dacă sunt probleme în teritoriu, dacă nu sunt, domnilor consilieri, vă mulțumesc că ați aprobat proiectele de hotărâre de la ședința de astăzi. Eu am să-mi dau toată silința să duc la tot ce e bun din proiectul de hotărâre, din bugetul local. Vă mulțumesc tuturor și să avem un an bun și cât mai multă muncă. Mulțumesc. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Stimați colegi, la ziua, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare și pentru aprobările proiectelor de hotărâre. Domnule primar, de par ședința. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.